Încep aici, cu umerii trași spre spate, cu abdomenul încordat, picioarele în față. Las palmele jos și întind alternativ ușor câte un picior în față, pieptul deschis, spatele drept. Expir. Poți să inspir pe nas și să expir tot pe nas. Încă 5, 4, 3, încălzesc tot corpul, 2, 1, las picioarele jos, vârfurile spre tavan, vin cu palmele pe vârfuri și las ușor capul jos. Dacă nu poți să țin picioarele complet întinse, îndoi ușor genunchii și relaxez pieptul pe coapse, pe genunchi. Inspir pe nas, relaxez umerii, expir pe nas, îmi relaxez mintea. Îmi las gândurile deoparte, îmi activez atenția spre interior, asupra respirului, îmi urmăresc bătăile inimii, senzațiile corpului și îmi setez o intenție. Las ușor tălpile jos, picioarele întinse, brațele sus, inspir. Expir, relaxez și duc piciorul drept în interiorul coapsei stângi. Duc genunchiul cât mai jos spre podea. Mă întind spre piciorul stâng. Pot să las piciorul drept sau ușor flexat dacă nu reușesc să ajung până spre vârf. Sau dacă vreau să țin piciorul drept, pot să vin cu palmele deasupra genunchiului fără să ajung la vârf. Inspir, nu presez, încerc să stau cât mai nemișcată, nemișcat. Las palma stângă jos, brațul drept vine deasupra capului și întind bine talia pe partea dreaptă. Încerc să prind vârful degetului. Inspir, deschid pieptul. Expir. Revin ușor, cu brațele pe lângă corp, întind piciorul drept și duc talpa stângă în interior, la fel, mă plec ori spre degete complet, ori las palmele acolo unde ajung, în zona coapsei sau a tibiei sau a genunchiului. Inspir și duc brațul drept, boltă deasupra capului, încerc să prind degetele de la piciorul drept, să deschid pieptul și inima cât mai mult. Inspir, revin ușor. Ambele picioare sunt împreună, vârfurile spre tavan. Aplec pieptul la fel cât de mult pot. Încerc să lipesc pieptul de genunchi. Dacă reușesc să vin mai departe, las și capul ușor jos și îndrept picioarele cât de mult pot. Inspir, expir. Vin ușor cu palmele pe lângă mine, îndrept pieptul, rotesc încheieturile într-o direcție. Spatele drept, umerii departe de urechi, nu stau pe spate, încerc să rămân cu spatele cât mai prelung. Schimb sensul. Duc vârfurile sus și jos de 3 ori. Rotesc încheieturile, rămân cu vârfurile nemișcate, rotund, spatele drept, mă înalț, ca și când cineva mă trage de un fir imaginar de creștetul capului spre cer. Schimb rotirea pumnilor, expir și scutur foarte, foarte bine. Las palmele pe lângă corp, încrucișez picioarele și fac tranziția pe palme. Duc piciorul stâng spre spate, las dreptul flexat pe saltea. Rămân cu vârful jos și mă plec spre spate și spre față. Apoi o să rămân pe vârful degetelor de la piciorul stâng și o să mă ridic în downward facing dog, păstrând dreptul jos.
cobor, inspir între pieptul, rămân cu toată forța în brațe. Deschid iar și încerc să duc călcâiul stâng jos. Și partea interioară a tălpii vine pe saltea. Deschid. Cobor și capul. Încă de 3 ori strâng bine abdomenul. 2. Și 1. Inspir, duc piciorul drept sus spre tavan. În 3 leg dog, deschid bine pieptul. În 2 genunchiul drept și desenez în aer 5 cercuri în exterior. Și apoi 5 cercuri spre interior. Apoi cu genunchiul stâng vin ușor spre palme, țin acolo, inspir, privesc în față, mă duc înapoi sus. 3 leg dog. Vin în față, inspir, expir și urc. Mai am de 5 ori. 4. Nu trebuie să mă duc cu piciorul foarte sus. 3, ci doar să îl extind. 2. 1, perfect, aduc piciorul drept lângă stângul, flexez genunchii până aproape de saltea, privesc în față, extind. Încerc să duc călcâiele jos. Inspir, revin. Expir. Încă de 5 ori, încordez bine abdomenul. 4. 3. Nu mă grăbesc. 2. Poți să exersezi chiar cu ochii închiși. Și 1. Inspir. Expir. Downward facing dog. Și o să aduc interiorul tălpii stângi jos. Rămân cu piciorul drept întins, călcâiul aproape de podea. Inspir, cobor, apoi urc înapoi. Vin în față cât mai jos, apoi mă mișc spre spate, încercând să duc călcâiul drept spre podea. Am abdomenul bine încordat, încă 5 repetări. 4. 3, 2 și 1, întind piciorul stâng. Rămân cu călcâiul drept spre podea, în 2 genunchiul stâng și vin în cercuri spre exterior de 5 ori. Expir pe nas și de 5 ori cercuri spre sensul opus. Deschid bine coapsa. Și apoi cu genunchiul flexat vin spre palme, inspir. Expir, întind piciorul spre spate. Revin de mai multe ori în față, întind spre spate, strâng abdomen. Și expir. Încă de 5 ori. 4. Privirea în față, 3, 2 și 1, inspir și vin cu piciorul stâng jos lângă dreptul, vin pe antebrațe, vin în planșă și o să merg cu bazinul într-o parte și în cealaltă, glisez pe vârfuri, expir. Privesc în față, nu țin bărbia în piept. Încă 5, 4, 3, 2 și 1, rămân ușor pe abdomen. Relaxez pieptul și vin cu palmele de-a stânga și de-a dreapta talii, astfel încât să am coatele îndoite la 90 de grade. Vârfurile deocamdată sunt relaxate în saltea. Inspir și pe expir mă împing și doar ridic
partea superioară a corpului. Cobor, cobor și fruntea. Expir, ridic, strâng coapse fesieri. Coatele sunt mereu flexate. Nu îndrept deloc brațele. Apăs în podul palmelor. 5. 4. 3. Nu mă grăbesc. 2. Și 1. Cobor ușor. Las antebrațele jos, bărbia pe antebrațe. Și am picioarele flexate cu tălpile spre tavan. Inspir. Împing ușor spre tavan. Mă înalț cât de mult pot, dar las bărbia jos, permanent. Partea superioară a corpului nu se mișcă. Mă mișc doar din zona lombară, fesieri, spre sus. Bărbia este lipită de palme, nemișcată. 5, 4, 3, 2, 1. Prind vârfurile picioarelor cu brațele, deschid un pic sau las palmele în zona lombară, pieptul deschis, picioarele spre spate dacă nu ajung. Expir. Și cobor ușor picioarele. Duc palmele înapoi în zona pieptului, duc vârfurile în saltea. Mă ridic în upward facing dog. Bazinul este jos, privirea spre tavan, brațele întinse. Urc în downward facing dog, pe vârfuri. Tălpile sunt la o lățime de bazin cel mult, cel puțin o portocală distanță. Revin upward facing dog. Încet, fără să grăbesc. Downward facing dog. Călcâiele se duc spre podea. Încă de 3 ori. Mă ajut de vârfurile degetelor de la picioare. Expir. 2. Întind bine pieptul, brațele, spatele și ultima. Inspir. Expir, perfect. Vin ușor pe vârfuri cu umerii deasupra încheieturilor și aduc piciorul drept flexat cu talpa între palme. Spatele drept, rămân pe vârful piciorului din spate. Încerc să mă îndrept cât de bine pot. Pot să mă folosesc de blocuri de yoga dacă vreau sau de niște cărți mai înalte. Inspir și pe expir întind piciorul drept și ridic piciorul stâng în aer. Vin ușor cu piciorul stâng în față, flexez genunchiul și vin cu brațele sus. Cobor, duc piciorul încet spre spate, palmele jos, îl extind. Umerii departe de urechi, încerc să-mi controlez, spatele drept, pieptul deschis, revin. Inspir pe nas, expir tot pe nas. Încă de 3 ori. Încerc să mă înalț cât mai mult, să-mi țin echilibrul cât mai bine. Ultimele 2 și ultima repetare. Inspir, genunchiul stâng sus, brațele sus. Piciorul stâng merge spre spate, brațul stâng la fel, le întâlnesc, brațul drept în față. Cobor umărul drept. Dancer's pose. Inspir, strâng abdomenul. Pot să flexez ușor genunchiul drept ca să cobor mai mult. Privirea este într-un punct fix. Perfect, cobor palma dreaptă jos. Brațul stâng jos, piciorul stâng vine și el pe saltea. Inspir, am picioarele drepte și vin cu brațele drepte până sus. Relaxez ușor brațele pe lateral, dau umerii spre spate.
tălpile, la o portocală distanță, bazinul în față, strâng coapse, strâng fesieri. Inspir sus, mă înalț mult, mult, expir și cobor. Las palmele jos, rămân pe piciorul stâng și duc piciorul drept în spate, flexez ușor piciorul stâng, am pieptul deschis, spatele drept, mă ajut de blocuri, dacă am nevoie, ca să-mi înalț podeaua. Pe inspir, îndrept piciorul de bază ca să pot să mă ridic și să duc și dreptul sus. Strâng abdomen și vin cu piciorul drept ușor flexat sus, cu brațele la fel. Observ pe ce parte am echilibru mai bun. Duc piciorul în spate, inspir, revin, cobor. Cât mai controlat, duc piciorul în spate și de fiecare dată încerc să deschid pieptul mai mult, să țin spatele mai drept, picioarele mai active. Brațele la fel, încă 3 repetări. Două. Și ultima. Cobor cu brațele jos, las piciorul drept în spate, inspir, expir acolo, mai stau un pic și o să ridic iar trunchiul, duc brațul drept spre spate prin piciorul drept, brațul stâng rămâne în față, umărul drept deschis, pieptul drept, cobor ușor, îndoin genunchiul stâng, privirea în driștii, punct fix în fața mea. Deschid cât mai mult. Inspir, cobor brațul stâng, brațul drept și aduc și piciorul drept lângă stângul. Am palmele cât mai aproape de podea, relaxate și le prind sub tălpi. Dacă am nevoie, îndoi ușor genunchii, dacă nu, țin picioarele drepte și încerc să trag bine de tălpi spre podea, de brațe în sus. Rotunje spatele, inspir, expir, las tălpile libere, scot brațele și revin cu brațele drepte până sus, picioarele tot drepte. Mă uit spre brațe, inspir, cobor, Tadasana, poziția muntelui, tălpile la lățimea bazinului, bazinul ușor în față, umerii trași spre spate, pieptul cât mai deschis, palmele în dreptul inimii, închid ochii pentru câteva momente. Îmi readuc intenția în interior, îmi calmez pulsul și vin apoi cu brațele sus, le deschid și jos, cobor, expir. Duc piciorul drept în spate, flexez genunchiul stâng, duc genunchiul drept jos, ridic brațele. Fac o ușoară extensie spre spate, prind brațele împreună. Aduc apoi brațele deasupra genunchiului, îndrept pieptul, trag umerii departe de urechi, privesc în față, inspir, expir, pun palmele jos, mă ridic pe vârful piciorului drept, aduc stângul lângă el, sunt în planșă, strâng bine abdomen și coapse. De aici pot să cobor în chaturanga, complet în flotare sau să duc genunchii jos și să apropii pieptul de podea. Oricum aleg, fac tranziția spre upper facing dog și apoi spre downward facing dog, încercând să duc călcâiele pe sol, spatele drept, picioarele drepte. Inspir, apoi duc dreptul, piciorul drept sus spre podea și vin cu talpa între palme, cobor genunchiul stâng, relaxez talpa stângă, ridic brațele. Le prind împreună, ușoară extensia spatelui. Expir, palmele deasupra genunchiului, spatele drept, pieptul deschis, privirea în față. Equestrian pose, vin cu brațele jos. Mă ridic pe vârful stângului, în fandare înaltă. Inspir și apoi aduc stângul lângă dreptul. Îndrept picioarele și duc brațele sus.
Relaxez pe lateral tălpile la o portocală distanță, umerii spre spate, palmele în dreptul pieptului. Inspir și relaxez, expir. Mai merg o dată cu brațele sus. Privesc spre palme, fac o ușoară extensie a spatelui. Cobor cu palmele jos, expir. Spatele drept, pieptul deschis, piciorul stâng pleacă în spate, genunchiul vine jos, relaxez vârful tălpii stângi, vin cu brațele sus. La fel, o ușoară extensie a spatelui, coatele pot fi ușor flexate, vin apoi cu palmele deasupra genunchiului drept, pieptul deschis, privirea în față. Inspir și pe expir duc palmele jos, mă ridic pe vârful stângului, fandare înaltă, apoi aduc piciorul drept planșă, strâng bine coapse, fesieri, la fel, cobor direct în flotare, în chaturanga sau duc genunchii jos și duc pieptul spre podea până când ajung în upper facing dog, cu vârfurile fie relaxate, fie în saltea, cum prefer, downward facing dog. Aduc tălpile cât mai jos, între picioarele, între brațele. Inspir, expir. Aduc piciorul stâng sus. Aduc talpa între palme. Genunchiul drept vine jos, vârful relaxat, ridic brațele. Prin sus, ușor, ușoară extensie spre spate, capul și el spre spate, brațele ample. Se desprind pe lateral, palmele deasupra genunchiului, spatele cât mai drept, privirea în față. Cobor palmele, mă ridic pe vârful dreptului, în fandare înaltă, îndrept pieptul, îndrept spatele și aduc piciorul drept lângă stângul. Urc cu brațele sus, inspir, picioare drepte, coloană prelungă, brațele relaxate în lateral, umerii departe de urechi. Inspir și vin sus cu brațele. Cobor, expir, am picioarele drepte, privesc ușor în față și îndoi genunchii astfel încât să pot pune palmele jos. De aici pășesc în planșă sau sar. Strâng bine abdomenul, inspir, merg în downward facing dog. Îndrept bine spatele, duc călcâiele cât mai jos. Inspir. Expir, piciorul drept vine sus și aduc talpa între palme. Talpa stângă vine perpendiculară pe saltea cu talpa lipită. Ridic brațele. Sus și lateral, warrior 2. Am brațele la aceeași înălțime. Inspir, expir. Stau un pic acolo, încerc să cobor un pic mai profund în postură. Strâng abdomenul, strâng coapsele. Brațul stâng vine în față, brațul drept vine și el jos, mă rotesc înapoi pe vârful stângului. Aduc dreptul în spate, downward facing dog. Inspir, relaxez, expir. Și aduc piciorul stâng sus întins, apoi aduc talpa între palme. Piciorul drept vine cu talpa perpendiculară, complet lipită pe saltea, genunchiul stâng flexat, brațele în lateral, umerii departe de urechi. Inspir. Țin bine abdomenul încordat. Țin postura. Războinicul neînfricat. Inspir. Expir și vin cu brațul stâng jos, brațul drept jos, rotesc vârful dreptului în saltea și aduc piciorul stâng lângă dreptul, downward facing dog. Mă întind și mai bine. Inspir acolo, întind mult spatele, capul vine spre podea relaxat. Îndoi genunchii, privesc în față. Zona lombară este și ea ușor arcuită, de aici pășesc cu fiecare picior sau sar în față. Inspir, am spatele drept, lipesc tălpile și mă ridic în chair pose. Genunchii rămân flexați, brațele pe lângă urechi. Rotunjesc ușor spatele astfel încât să nu stau în extensie. Împing bazinul în față. Inspir.
Expir și mă ridic, apăs cu putere în tăl, cobor brațele. Brațe sus și apoi spre inimă, cu palmele în dreptul pieptului, Angeli Mudra. Expir. Apoi inspir, sus deschid, cobor, brațe drepte, picioare drepte. Mă ridic ușor pe vârfuri în doi genunchi. Și cobor spre salteluță. Tălpile la capătul din fața al saltelei, mă las ușor, vertebră cu vertebră spre spate. Duc capul jos, umerii lipiți de saltea, tălpile vin mai apropiate de fesier, astfel încât cu vârfurile degetelor de la mâini pot să ajung la călcâie. Tălpile la o lățime de bazin, genunchii la fel, inspir, apăs în palme, ridic vertebră cu vertebră în bridge. Înod palmele sub corp și ascund umerii astfel încât să mă ridic mai sus. Să ridic bridge-ul un pic mai sus, piciorul drept vine spre tavan, vârful drept, întins. Expir. Cobor dreptul, pun toată talpa jos, dezlipesc ușor stângul și îl duc întins cu vârful spre tavan. Țin acolo, apăs în talpa dreaptă, întind cât mai mult stângul. Inspir și cobor. Țin coapsele sus, pot să pun palmele în dreptul zonei lombare, să mă înalț un pic mai mult. Pieptul este deschis, bărbia spre tavan, ochii închiși sau deschiși, așa cum prefer. Inspir și pe următorul expir, las brațele jos. Coapsele sunt încă strânse, fesierii la fel, genunchii apropiați. Cobor vertebră cu vertebră. Relaxez, aduc genunchii spre piept, îmbrățișez ușor. Expir. De trei ori profund. Pe nas. Și las tălpile jos, lipite una de alta, genunchii în exterior, palma dreaptă la nivelul pieptului, palma stângă pe abdomen, omoplații relaxați, coatele pe podea. Relaxez ușor bătăile inimii, respir profund și dacă am pulsul prea ridicat, încerc să inspir pe 4 timpi și să expir pe 6 timpi. Expirul mai prelung mă va ajuta să mă calmez, să mă relaxez. Îmi reamintesc de intenția de la începutul clasei. Observ dacă am îndeplinit-o, dacă era legată de practica de astăzi. Dacă nu, o port mai departe cu mine, în gând și în intenții, astfel încât să o realizez. Și în același timp relaxez și mai mult umerii, relaxez zona lombară, dacă e nevoie ridic ușor bazinul ca să pot lăsa tot spatele pe podea, toată zona lombară, apăs talpă în talpă. Relaxez mușchii feței, relaxez capul, coatele, abdomenul și observ, scanez între corpul de la tălpi spre gambe, spre genunchii lăsați moi și grei pe podea, spre coapse, spre zona sacrală, spre abdomen care este moale, relaxat, spre torace care mă ajută să inspir profund energie nouă și să expir energia care nu mai îmi trebuie, stagnantă, cea care trebuie lăsată să plece. Relaxez gâtul și mușchii feței cât mai mult. Și desprind palmele în lateral. Las brațele de-a stânga și de-a dreapta cu palmele spre tavan.
și dacă mă simt mai confortabil, pot întinde și picioarele. Îmi las mintea să se regenereze, să piardă gândurile multe care nu-mi trebuie, să aleagă ce e mai important și să arunce tot ce nu mă ajută, tot ce este deprisos. Mă încarc pozitiv cu energia pământului, inspir energia universului și mă bucur de fiecare moment. Rămân așa pentru 7 respirații complete sau oricât am nevoie. Înainte să mă întorc ușor cu ochii închiși pe partea dreaptă. Dacă am nevoie, pot să stau chiar și 20 de minute într-o profundă meditație sau într-o relaxare a corpului, a minții și a sufletului. Este alegerea mea când doresc să închei. Palmele în dreptul inimii. Namaste.